Structura fâșiilor forestiere de protecție este caracterizată prin înălțime, densitate, număr de rânduri, compoziție, orientare, continuitate și determină eficacitatea în reducerea vitezei vântului, asigurarea protecției contra eroziunii și modificarea factorilor microclimatului. Crearea și reabilitarea fâșiilor forestiere va avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin reținerea zăpezii, sporirea umidității solului, nașterea unor mase de vapor și producerea ploilor, protejarea solului contra înghețurilor, reducerea polignirii și scuturării culturilor de câmp, creșterea biodiversității zonale, modificarea pH-ului solului, polinizarea mai prielnică a plantelor cultivate prin vânt, creșterea condițiilor de fertilitate și conservarea solului, sporirea cantitativă și calitativă a producției agricole, sporirea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră. La alegerea sortimentului de arbori și arbuști pentru crearea fâșiilor de protecție, se recomandă a fi utilizate speciile autohtone. Ele sunt disponibile în pepinierele Mult-Silva. Speciile se aleg și se asociază, ținându-se cont de necesitățile acestora. Ele pot fi clasificate în trei categorii. Specii principale: stejar pedunculat, gorun, stejar roșu. Specii secundare: paltin de câmp, jugastru, paltin de munte, arțar de zahăr, tei, cireș, specii de arbuști, arțar tătăresc și soc negru, merele cailor, lemn câinesc, alun. Pentru a nu adăposti dăunătorii ai culturilor agricole, să evite folosirea următoarelor specii: dracila și spinul cerbului, întrucât pe frunzele lor se dezvoltă ciuperca rugina grâului, sângerul, deoarece favorizează dezvoltarea păduchilor verzi, salba râioasă, adăpostește păduchele sfeclei de zahăr, păducelul, adăpostește o serie de dăunători ai pomilor fructiferi. Înălțimea copacilor din fâșiile forestiere reprezintă cel mai important factor care determină mărimea suprafeței protejate. În partea expusă a fâșiei forestiere, vântul își reduce viteza de la o distanță de 2-5 ori în raport cu înălțimea fâșiei. În partea de sub vânt, din spatele fâșiei forestiere, scăderea vitezei vântului se produce până la 20-30 de ori față de înălțimea fâșiei. Densitatea fâșiei este determinată de numărul de rânduri, distanța dintre arbori și speciile care o constituie. Creșterea numărului de rânduri ale fâșiei sau plantarea puieților la distanțe mici pe rând crește densitatea fâșiei și asigură o protecție mai bună împotriva vântului, însă distanța lor de acțiune e mai scurtă. Fâșiile pe marginea livezilor se recomandă a fi create din 3-5 rânduri, schema plantării 3x2 metri. În jurul livezilor mai mari de 100 de hectare se plantează fâșii impenetrabile, iar în interior din 2-3 rânduri penetrabile ca și alei. Este preferabil ca distanța maximă între fâșiile principale să fie de până la 500 de metri, iar între cele secundare, perpendiculare, de maxim 1000 de metri sau pe marginea câmpurilor. Pentru protecția solurilor supuse eroziunii, în funcție de panta terenurilor, distanța dintre fâșiile principale vor fi de pantă sub 6%, 300 de metri, pantă între 6 și 10%, 200 de metri, pantă între 11 și 15%, 150 de metri, pantă peste 15%, 100 de metri. Cele mai eficiente fâșii sunt cele orientate în unghi drept față de vântul predominant. Scopul și forma fâșiei depinde de obiectivele pe care urmează să le atingă. Se recomandă ca fâșiile forestiere să constituie 4-6% din suprafața totală a câmpurilor și să fie amplasate la marginile și în interiorul câmpurilor. Un hectar de fâșie protejează circa 25-30 de hectare de teren agricol.